afaceri legate de afaceri juridice ale soțului. Eu m-aș propune să nu discutăm dosarul. Am făcut-o în fața doamnei procuror. Domnule și așteptăm o decizie. Da. A spus cumva procurorul dacă urmează să fie audiat și Traian Băsescu, astfel încât să se poată începe urmărirea penală și față de o persoană, față de Traian Băsescu? Conform procedurii penale, pe care nu trebuia să mă reamintesc că doamna procuror, audierea părții vătămate este primul pas, da, procedural, urmând ca apoi să se administreze toate probele, inclusiv audierea celui care a fost reclamat. Și după audiere, procedural, care sunt pașii, să reamintim pentru telespectator? Pașii sunt foarte simpli, instanță și pușcărie. Trebuie să mai vină, doamna?